Salutare, dragi iubitori de freestyle skateboarding! Astăzi vreau să vă prezint o placă nouă. Este vorba despre un pro model, de fapt este un guest model, ce îmi poartă numele. Un guest model de la Never Enough Skateboards. După cum bine știți, eu sunt sponsorizat de Cyrus Skateboards, am un pro model la ei. Sunt în continuare sponsorizat de ei, dar această placă este un guest model în colaborare cu Never Enough Skateboards. Datorită influenței mele asupra freestyle skateboarding-ului în estul Europei, a luat naștere această placă. Să vă spun câteva lucruri despre această placă. În primul rând este single kick. De mult am vrut să am o placă single kick, iar aceasta este exact classic shape anii 80. În anii 80 așa se foloseau plăcile acestea de freestyle, unde aveai doar un tail și nose-ul era complet plat. Pe aceste plăci s-au inventat majoritatea tricurilor moderne de street și vreau să vă spun că freestyle skateboarding arată superb pe această formă. Este mărimea 7.3, 7.3 inch, vorbim în inch. E bine. Ok, deci este mărimea de 7.3 inch pe 28.9, iar la distanța dintre axe avem 12.9 inch. Ca și formă, v-am spus mai devreme, este single kick, avem parte doar de un tail. Iar concavitatea este aproape plată, este un mellow concave, o concavitate foarte, foarte subtilă. Iar nose-ul are un pic forma de lingură, se numește rocker spoon shape. Această placă este făcută într-o ediție limitată, sunt doar 50 de bucăți făcute pe toată planeta. 20 se află pe teritoriul nostru, în România, așa că dacă vreți să comparați de la noi, doar pe nosentel.ro se poate găsi această placă. Puteți să o comandați și să, la cererea voastră putem să o și semnăm, să o semnez, adică. Și da, ce pot să zic, sunt foarte, foarte încântat de ea, m-am dat mai devreme și se simte un pic ciudat prima oară când te urci pe un single kick, dar după vreo 10 minute, un sfert de oră așa, începi să te acomodezi. E foarte tare această placă, așa că vreau să mulțumesc celor de la Never Enough Skateboards pentru această oportunitate și faptul că au acordat atenție la tot ce se întâmplă în estul Europei. Mulțumesc frumos pentru că mi se îndeplinesc toate aceste visuri. Vă pup! După mine mă pup? Da, mă, te pup!